Născut într-o suburbie a Parisului, pe 8 noiembrie 1935, copilul răsfățat și neliniștit, ex-matriculat din mai multe școli, care n-avea să se potolească nici măcar după participarea la războiul din Indochina, va găsi într-un final calea să devină, după o vizită la Cannes, un monstru sacru al cinematografiei franceze, dar și simbolul frumuseții masculine din cercurile mondene ale anilor 60-70. Alain Delon, pe numele său întreg, Alain Fabien Maurice Marcel Delon, este actorul, producătorul francez, câștigător al premiului César, bărbatul care a împletit într-o manieră originală cariera actoricească cu muzica și pasiunea pentru femei. Filme precum Ghepardul, Clanul sicilienilor, La leaua neagră, ori Alibi pentru un prieten, reprezintă reale capodopere ale cinematografiei franceze, producții care fără aportul lui Delon nu s-ar fi bucurat probabil de aceeași cotație. Logodit cu Romy Schneider în 1959, Delon trăiește una dintre cele mai pasionante povești de dragoste, Romy, partenera sa din filmul Christine, devenind una dintre femeile care i-au marcat viața în tinerețe. Natalie este cea care îl prinde mai târziu pe Delon în mrejele unei căsătorii din care se naște fiul lor, Anthony Delon. După divorțul acordat Nataliei, Delon o cunoaște pe Mireille Dard cu ocazia filmărilor la Jeff și cu aceasta relația durează 15 ani până în 1982. Din 1987, Rosalie van Brieman, un manechin din Olanda, îi ia locul lui Mireille, dar și această relație se închide în 2002. Mai aproape de zilele noastre, reputatul actor francez trăiește în Elveția, iar pasiunea pentru afacerile din afara platourilor de filmare, cele cu ochelari, țigarete, ori cu cai de curse, pare să nu fi uitat.